Ce s-a întâmplat din primele constatări? O explozie urmată de incendiu datorată unei acumulări de gaze la un apartament de la parterul unui bloc. Au fost înregistrate 5 victime, dintre care una cu arsuri de peste 50% de pe suprafața corpului și celelalte 4 victime cu răni ușoare. Au fost evacuate 21 de persoane, dintre care 3 copii. În continuare se fac verificări la aspectul declanșării acestei deflagrații și a rezistenței construcției. Persoanele evacuate așteaptă în afara zonei de pericol aprobarea să intre sau nu în apartamente. Că este o explozie de apartament. Ne-am uitat în jur. Inițial am zis că e la blocul M2 și în câteva minute cineva ne-a anunțat că la blocul M6 s-a întâmplat. Știam că tata stă acolo și într-o fugă am venit știind că e singur. Și am văzut nenorocirea. Ne pregăteam să plecăm la muncă. O buitură puternică, un cutremur scurt și zgomot de... N-ai timp să reacționezi, n-ai timp să... Zgomot de cioburi. Uși de... A îndoit ușa de la apartament din metal, închis, a îndoit, a băgat-o înăuntru. Cine stă la apartamentul unde s-a produs explozie? Este un cetățean în etate, Stegalu se numește, e singur. Și eu când am ieșit afară, repede am pus ceva pe mine așa și... Am ieșit acolo, era flacăra, jos, la scara 5, jos. Erau pompieri, tot, toți au stins incendiu și pe noi ne-au alungat, a zis pace. Puteți să ne indicați unde a avut loc explozia? Da, sigur că era în fața dumneavoastră la demisorul blocului. Se pare că deflagrația a avut loc la demisorul blocului, N1, din spatele blocului Mercur. Avem și 5 victime, din care una stare gravă, care a fost transportată la spital, cu arsuri pe 50% din suprafața corpului. Avem circa 40 de apartamente deteriorate, 21 de persoane evacuate, din care 3 copii, 7 persoane în vârstă și 11 adulți. Ce măsură aveți în vedere pentru persoanele cu apartamentele avariate? Deja am purtat discuții cu reprezentanții primării municipiului Galați. Au în administrare un bloc de circa 40 de apartamente. O să vedem după constatări cum ne vom organiza astfel încât să asigurăm cazarea persoanelor care au fost evacuate.